Bună ziua, dragii mei! Bună ziua, în plină zi! V-am spus că intru doar atunci când avem lucruri de comunicat și nu așa la întâmplare. În primul rând, vreau să vă spun la toți părinții că și eu aștept ca și dumneavoastră decizia de astăzi cu privire la deschiderea școlilor. Cunoaștem deja scenariile, dar eu cred că se va ține cont și de modul în care evoluează pandemia în restul Europei, acolo unde Germania își închide granițele, la fel și Marea Britanie. Va fi foarte greu de, nu știu, eu îmi doresc foarte mult să meargă la școală și este un lucru firesc. Așa trebuie totuși să se învețe. Vom vedea ce se va întâmpla. Acum aș vrea să fac câteva comentarii pentru cumpănași și nu numai. Dacă se începe școala pe 8, eu zic să avem răbdare și să vedem ce se va întâmpla. Dar vreau să fac câteva comentarii, nu pot să mă abțin, este mult prea simpatic tot ce se întâmplă. Nu înainte însă de a vă spune că sunt pur și simplu terifiat de ceea ce am auzit referitor la această fată care a fost sechestrată la 12 ani, a sunat la 112, după care ăsta a fost pus în libertate. Eu nu mai înțeleg acolo, pentru că de fapt plecase de bunăvoie. Parcă poveștile astea, nu, deci efectiv nu le mai pricep. Adică parchetul nu cred că îl punea în libertate, dacă sper că nu îl punea în libertate, dacă erau probe ca răpitul. Adică nu știu ce se întâmplă acolo, numai familia știe. Dar pe mine m-a dezamăgit să văd faptul că știrea a fost că ea a sunat la 112 și după aceea parchetul i-a pus în libertate. Mă rog. Ideea e alta. Pe fata asta au localizat-o imediat. Pe Alexandra nu au localizat-o. Pe fata asta au localizat-o în primele, nu știu, o oră, două, de când a sunat. Pe Alexandra nu au localizat-o nici după 24 de ore. Că de? E greu să localizezi. Adică într-un oraș precum Caracal e mai greu decât în Lita mai oraș, știți? Bun. Pentru cumpănași și nu numai, vreau să le spun câteva lucruri, mai în glumă, mai serios. Sunt foarte relaxat și mă uit, recunosc cu o altă bizară curiozitate la disperarea grupului infracțional despre care v-am mai povestit. Oameni care au făcut rău, nu doar mie, oameni care mânați probabil de alte interese sau știu și eu ce au în spate, nu mă interesează, va constata parchetul, nu eu. Sau constată parchetul, ca să fiu mai, nu știu, vedem. Au apărut două cetățence, poți să le zic, nu e o jignire să zici că e cetățenice, nu? Au apărut două cetățence de origine română pe la televizor săptămâna trecută. Mamă, și ce mai urlau și ce mai ziceau, cum le ameninț eu pe live, cum le fac, dar eu nu știu, că n-am rostit numele niciunea niciodată. Unu, că cunosc foarte bine legea și doi, că mi-e scârbă. Mi-e scârbă să le spun numele. Așa că m-am uitat și eu cu interes, dincolo de șmecheriile sistemului care s-a folosit atât cât a avut nevoie, din considerente mai presus de niște cetățence. Hai să fim serioși. Dar mi-aduc aminte de un titlu, ceea ce urmează minorele lui Cumpănașu și apar două dita mai femeile. Nu dita mai în sensul de, Doamne ferește, nu mi-aș permite să le fac grase. Nu. Dita mai ca vârstă. Restul rămâne la aprecierea clienților. Mă scuzați. Acelor care se uită. Acelor care intră pe diverse site-uri sau care au alte probleme. Bun. Și apar dita mai cetățencele ca vârstă aberând. Deci aberând, ele fiind minore. Una, cred că are vreo 40 de ani, nu știu sigur de ce să vă mint, habar n-am. Cealaltă, vreo 30. Eu acum am aproximat, sincer, cu toată sinceritatea, după cum arată. Eu nu le știu vârsta exactă, dar că vreau o aflu.
Domne, n-a trecut bine o săptămână. N-a trecut bine o săptămână. Și, bun, pe lângă faptul că s-a făcut de râs în ultimul hal, cum ați fost concret, doamnă, amenințat? Cum? Păi cumpănașii sunt răi. Ai de na... cumpănașii sunt răi? Vai. Păi de ce sunt răi? Ei cumva s-au luat de copilul nenăscut al dumneavoastră? L-au înjurat, l-au făcut, l-au beștelit, l-au batjocorit? Al vreunui dintre voi? Din grupul ăsta de infracțional, cu interlopi, cu șmecheri, cu prostituate, cu... S-a luat cineva de copilul vostru? L-a batjocorit cineva? Nu. Păi și voi de ce ați făcut lucrul ăsta cu copilul meu și cu soția mea? Dar am înțeles că sunt niște cumpănași răi și una ce a fugit, una zice că a fugit de frica cumpănașilor. Bă, mor, deci mor de râs. Noi suntem o structură din asta. Deja mă simt, cum să vă spun, băi, frate, o mega structură puternică, noi avem și poliție, avem de toate în ea, nu. Suntem niște oameni sufletiști, penibililor și penibile lor, ce sunteți voi. Iar cumpănașii au suflet uriaș, iar ei nu suportă nedreptatea. Dacă v-au spus cum a făcut doamna Simona, mă rog, Angel, așa are nickname-ul, femeia asta v-a spus cu frumosul, fiind o femeie bisericoasă, și se va vedea lucrul ăsta, nu acum, sau poate chiar acum, nu știu. Mai vedem. Mai vedem dacă va explica cu frumosul. Dom'le, cu cât a putut dânsa, eu n-aș fi avut, deci câtă răbdare a avut femeia asta, eu n-aș fi avut. Cum se vede că nici nu am, de-aia mai pot eu de ce fac unii sau alții. Am dat pe mâna avocaților să se ocupe, să ocupe ei pe civil, pe penal, tot ce trebuie, nu mai bat capul. Doar atunci când sunt chestii anecdotice pe care o să vi le povestesc, atunci mă mai interesează și pe mine. Dar în rest, chiar deloc. Adică să stai să te uiți la niște... N-are niciun sens, adică, pă bune, pă. Dar doamna Simona a avut, domne, o tărie de caracter și un bun simț în a le răspunde la maimuțăreli, injurii, invective, chestii urâte, ce să mai zic, acestor individe, cetățenice și cetățeni ai României, reuniți într-un grup de infractori, încât eu am stat și m-am gândit, dom'le, zic, femeia asta chiar are o putere extraordinară. Bun, nu mai contează. S-au apucat să spună că este soția mea. Băi, femeia vine și spune, nu sunt soția dumneavoastră cumpănașul. Eu am un soț, iete la ce pe Facebook. Ești, că, mă rog, au dat-o că e soția mea în cei mai urâți termeni. Sigur, lucruri pe care, dacă ați, pare rău că n-ați cunoscut-o mai bine pe soția mea. Eu sunt mic copil. Deci, nu scăpați ieftin deloc. Așa cred eu. Acum o cunosc pe Simona. Bun, dar trecem peste asta. Deci au făcut o varză în care au spus, domne, nu că... Deci, pe lângă faptul că o batjocoreau pe femeia aia. O femeie respectabilă, căsătorită, bisericoasă, dar care avea dorința asta de a explica niște lucruri banale, de bun simț. În ce mă privește pe mine, în ce privește Alexandra, în ce privește contextul, că au ajuns să spună și că am răpit-o eu pe Alexandra, adică dacă vă prezint niște texte de-astea anecdotice, care merită puse la, cum să zic, la glume proaste, rămâneți mască. Dar problema e că nu e o glumă. Adică să spui așa ceva despre mine chiar nu e o glumă. Au spus-o și pe asta. E, au dat sus și tare, inclusiv în interviurile în care s-au făcut de râs, că Simona, soția mea, este aceeași cu doamna Simona Angel, sau cum o cheamă numele de familie, nu m-am băgat niciodată. Femeie care, mai și dânsa o răbdare, un orgoliu, adică
nu e supradimensiunea decât am văzut eu, are destul de multă iertare în dânsa, dar cred că acum i-a ajuns. Bun. Pe de altă parte, cum le-am hărțuit eu, cum le-am făcut, ce le-am făcut, dom'le, fără niciun fel de... Deci vorbeau de parcă ziceai că sunt din alt film. Adică una zicea că a scăpat de la Sokol azi, nu acum un an sau când a scăpat ultima dată, că nu mai știu. Că a scăpat prin gard și a nimerit undeva și vorbește, ce efectiv boala, o boală cu un anumit diagnostic se manifestă în felul următor. Se creează lumi. Înțelegeți? Persoana respectivă își creează o lume. o lume diferită de cea reală. Începe să creadă în lumea aia. Înțelegeți? La un moment dat a spus, Doamne, te crucești. Zice, n-am vrut să mă las folosită ca și imagine de campanie electorală. În condițiile în care eu am cunoscut-o pe femeia asta accidental, după campania electorală, că a venit, nu o să-i dau apelativul, dar a venit așa la o întâlnire unde nu era invitată și unde i-a spus că n-are ce căuta, doar ca să zică, na, că am venit. Adică, martorii care sunt acolo, sigur, există și vor exista acolo unde trebuie. Dar atâta, na, că am venit și a plecat. Bun, ăștia sunt oameni normali, principiali, femeile principiale, care au părut pe la televizor să spună despre mine cum le hărțuiesc și cum le ameninț. Repet, pe ființa asta necunoscându-o decât o singură dată atunci. Și asta fără voia mea. Și atunci, ce imagine de campanie? Deci, efectiv, eu nu știu, la un moment dat stai și te gândești, de unde le scot oamenii ăștia? Eu o pun pe seama bolii. Deci, dacă te uiți pe indicații, dacă te uiți pe modul care se manifestă boala, credeți-mă, încep să înțeleg niște lucruri. Pe lângă faptul că există niște interese în spate și așa mai departe și le știm bine, nu? Cu fata care a apărut pe la televizor că ea este prostituata din Italia și așa mai departe. Presupunerea, mai presupunem și eu dacă presupun alții. Dar credeți-mă, efectele sau modul în care se manifestă acea boală cu diagnosticul respectiv, așa se manifestă. Deci își inventează lumii. Inventează aiureli. Inventează, adică știți, se creează și de astea. Măi frate, stai și mă gândeam, când am vorbit eu și m-am uitat pe aia în telefon, când am vorbit eu cu ființa asta? Deci eu n-am vorbit cu ființa asta înainte de campanie. Care, ce imagine, despre ce vorbește? Bate câmpii de nu mai poate, nu mai știe cum o cheamă. Dar ce mai tare m-a amuzat faptul că acolo în Italia unde este un grup de infractori și de se crede șmecheri. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Dar acolo m-am amuzat cu soția mea pentru că o femeie de bună credință nu comentez alte lucruri. Le-am lămurit de mult. Pe care pot să o invoc acum pentru că a făcut lucruri publice, deci nu invoc discuții private. Domnule, le-a cam zis niște lucruri la toată șleacta asta de infractori. Adică, în primul rând, doamna Sabetrat, despre dânsa este vorba, am citit și eu niște paragrafe pe care mi-a trimis avocatul meu. Am zis că am un avocat pe civil și unul pe penal. Ăsta e de pe civil. Și mi-a trimis niște pasaje în care doamna Sabetrad le explică primul lucru, cel mai important pentru mine. Asta dincolo de aspectele restul grupării infracționale. Domnule, explică un lucru foarte important pe care l-am spus și eu, dar e bine că îl spune și dânsa pentru că eu, cum să vă spun, puteam fi considerat subiectiv. Domnule, există un individ pe numele lui Rocco și nu mai știu cum, Savi, cu X, cu X, nu e foarte clar, care se dă jurnalist. Înțelegeți? De un an jumate se tot dă jurnalist pe la România TV. Eu l-am luat de bune. Jurnalist în Italia, de investigație, ați înțeles? Deci o somitate în domeniu. Bun. Ăla de-a băgat eu proces acum, de o să plătească, o să-și vândă și cățeaua din lanț. E o vorbă la mine la țară. O să-și vândă și cotețul de la găini.
Pentru că eu cunosc legea, el nu o cunoaște. Pare că nu o cunoaște. Nu poți să spui că ești jurnalist. E libertate de exprimare. Păi este până la un punct, prietene. Deci până la un punct, după aia dai în calomnie, dai infracțiuni. E nasol rău de tot. Dar doamna Sabetrad a lămurit lucrurile. A explicat într-o postare publică, dacă am citit-o bine, că cetățeanul ăsta nu apare nicăieri înregistrat în Asociația Jurnaliștilor din Italia. Spune doamna Sabetrad, și am încredere în dânsa, sper că nu citesc greșit, 52.000 sau ceva de genul ăsta de jurnaliști în Italia. Deci, nu apare nicăieri. Ce-i drept, la cât m-am interesat și eu la trusturile mari, zicea că a colaborat cu leiene sau ceva de genul ăsta. N-am găsit nicăieri. Nicăieri. Că a făcut nu știu ce, n-are nicio colaborare nicăieri. Adică, din ceea ce știu eu, doamna Săbetrață pare că a făcut niște săpături mai adânci, dânsa având conexiuni mai profunde. Și unii dintre voi poate că băgați la cap lucrul ăsta. Eu știu cine este doamna Săbetrață. Mult mai bine decât știți voi. Eu la Squadra Mobile n-am ajuns prin talent. La Squadra Mobile în Italia, cu întâlnirea cu șeful Squadra Mobile, a aranjat-o doamna Sabetrad. Eu zic să aveți grijă ăștia de pe în Italia, cu ce prostii mai scoateți, cu ce mai minciuni mai scoateți, că sincer nu vă văd bine. Adică, mie mi se pare că doamna Sabetrad, dintr-un motiv pe care nu vreau să-l dezvolt și nici nu-l cunosc și nici nu e treaba mea, are o problemă și începe să-și cam dea seama, și-a dat seama de niște lucruri. Adică dânsa, dacă a avut vreodată vreo divergență, n-a avut-o cu mine, să lămuri și lucrul ăsta. Când am aflat despre niște lucruri care s-au întâmplat, au fost reparate de îndată, de îndată. Nu am așteptat. Iar ulterior, iată, dumnei n-a căzut în plasa unor șmecheri și infractori de 2 lei, ci a devoalat, dacă vreți, intențiile acestui pseudo zis, nu știu ce, jurnalist, nu o fi prin Italia, deci efectiv nu l-am găsit nicăieri, dar este foarte important că o persoană stabilită, unde este stabilită, cu conexiuni la cel mai înalt nivel în Italia, v-am dat exemplu. Eu, așa, m-am întâlnit cu șeful Squadra Mobile. Prin doamna Sabetrad. Spune cu subiect și predicat, domne, nu e băiatul ăsta care se dă jurnalist, dar de fapt face investigații de-astea, îi mai dă 1-3 lei, îi mai dă 1-5 lei, să denigreze și el, să mai trăiască și el de pe zi pe alta. Mă rog, zicea dânsa acolo și de o femeie care a fost păcălită, nu știu, n-am stat să citesc toată polologia. Dialogul era așa, mi-a făcut avocatul ce a zis doamna Sabetrad, ce au zis cetățencele, nu minorele, ce au zis minorele, minorele care a venit prin România, mă rog, care n-a venit pe România, a venit să-și facă veacul așa pe la televizor, să intre să spună mai aiureli. Doamna Sabetrad spune și că pe una a păcălit-o cu 1000 de euro. Că s-a împrumutat la cămătari. Bun. Deci pe lângă faptul că este anecdotică și stupidă, stupid modul în care reacționează acești indivizi, eu nu pot să-i mulțumesc doamnei Sabetrad pentru curajul și determinarea pe care a avut-o, fără a avea vreo consultare cu mine sau discuții, de a devoala cine este acest Rocoxavi. Este doamna Sabetrad, va fi unul din martorii procesului pe care eu i-am intentat, sigur, dacă dorește să participe, bine, dacă este cetățean român, nu mai știu când să este, instanța o va cita oricum. Dar eu sper ca dânsa să accepte să fie martor în procesul pe care el am intentat acestui individ, acestei persoane, care a spus cam multe minciuni și cam multe grozăvii la adresa mea. Și cu partea cu drogurile în Italia, și cu partea cu prostituția, și cu interviurile astea, cum să spun, total neverificate și fără profesionalism. Sunt foarte multe lucruri pe care
le veți afla la momentul potrivit. Dar eu voi cita Camartul. Pentru că postările dânsei sunt foarte clare. Mai departe am observat o isterie. Domnul avocat mi-a dat așa, un fel de, cam o pagină jumate de comentarii ce erau alea, mă rog, răspunsuri la ce a publicat doamna Sabetra, pentru că asta era relevant. Restul bârfelor lor și frustrările lor de persoane nerealizate nu-i problema mea. Dar am văzut acolo. Dom'le, cam multă isterie, cam multă furie pe doamna Sabetra și pe tot ce se întâmplă. De unde vă vine furia asta? Nu erați voi sigur pe voi? A? Acum amenințați pe Sabetrad, îl amenințați pe altul că a ieșit din grup și-o fi dat omul seama că a făcut o greșeală să fie alături de voi. Una peste alta este ridicol tot ce se întâmplă acolo. Este și amuzant pentru că există niște limite chiar și între infractori. Există niște limite și între infractori sau proști, cum vreți să-i numiți. Mie mi se pare că sunt niște infractori proști. Curând, nu va dura mult, veți vedea că tot ceea ce s-a vehiculat a fost fals la adresa mea. Deja lucrurile au început să se iasă la suprafață, dar din punct de vedere instituțional, ele se vor clarifica foarte curând. Foarte curând. De ce? Pentru că există niște legi și există niște instituții. Mergem mai departe. Interlopii și oamenii slabi folosiți pentru bătăliile altora, nici nu știu ce așteaptă. Uite, nu le mai spun ce așteaptă. Ei lasă să aștepte. În ceea ce mă privește, în acest moment, lucrurile sunt foarte clare. Am pasat responsabilitatea acestor cațe, nu știu cum se numesc, niște persoane de-astea fără o nici ocupație parcă n-au. Înțelegeți? De-astea care stau degeaba așa, țaca-maca-maca, înțelegi? De-astea așa, știi? Bun. Bine, așa, n-au ce face, mai pune unul altul, le mai dă cât un leu, probabil, habar n-am, nu știu. Dar dincolo de toate acestea, care pot fi anecdotice, rămân niște lucruri grave. Faptul că s-au implicat în cazul Alexandrei, faptul că s-au implicat negativ în cazul Alexandrei, faptul că au luat apărarea unor oameni care ei, despre ei vorbesc că fac trafic de persoane, da? Deci familia lor vorbește despre ei că fac trafic de persoane, și nu numai, multe alte infracțiuni. Minciuni de domeniul incredibilului, cum că eu aș fi amenințat copiii lui Dincă sau aș fi zis ceva despre nepoții lui Dincă. Iarăși, e bine că au fost spuse lucrurile astea pentru că vor fi ușor de câștigat toate procesele și toate plângerile penale. Eu cu copiii n-am nicio problemă. Nu sunt vinovați nepoții ăstuia pentru ce a făcut el și cu fisul și cu fisa. Față de copilul din când, o da, toată țara are o problemă. Numai voi n-aveți o problemă. Iar manipularea asta de 2 lei, domne, sala de nepoții, nu știu, eu nici nu știam ce au declarat pe unde s-au dus, am aflat după aia, că eu am intrat, mi-am spus povestea și am plecat. Lucrurile astea vor cântări. Vom vedea. În al treilea rând, Dincă și cu, dacă să terminăm cu gașca de infractori veseli. Deci, oamenii sunt isterici. Prietenii știu de ce. Sau hai să zicem, eu știu de ce. Fiți din ce în ce mai isterici, că aveți motive. Fiți din ce în ce mai isterici, pentru că aveți motive.
Eu, sincer, n-aș vrea. Nici să se întoarcă una la spitalul de nebuni, nici alta să... Adică chestiile astea sunt chestii care nu mă bucură. Dar dacă deveniți un pericol pentru restul, da? Prin ceea ce face sau spuneți, sincer, nu o să fiu... Adică nu cred că cineva are de ales. Nu are de ales. Când inventezi tot felul de prostii, când atribui personalități multiple altor persoane, când... Deci lucrurile astea nu pot rămâne fără consecințe. Motiv pentru care consecințele alea vor exista. Duceți-vă la stăpânii voștri și explicați-le. Bun. Deci grupul ăsta, gașca asta veselă, pe mine, repet, m-a și amuzat, m-a și întristat pentru că am văzut nivelul penibil al unor individe și indivizi care sunt jenanți, n-am cuvinte, nici nu trebuie să mai bag capul. Dar care au sărit pe Mihaela Sabetrat și pe încă o doamnă din Italia, care nume nu-l dau, care a fost șantajată. De grupul ăsta, a fost șantajată de acest grup. Nu știu dacă este șantajată în continuare, n-am mai vorbit cu dumneavoastră de foarte mult timp. Habar n-am. Nu ne simpatizăm excesiv. Dar să șantajezi o persoană cu distrugerea familiei, trebuie să fii de un nivel atât de jos, atât de jos ca femeie, atât de neîmplinită, atât de goală, nu fizic, pe dinăuntru, goală, pur și simplu, să n-ai niciun Dumnezeu, să n-ai nicio realizare, să fii ultimul om de pe planetă. Credeți-mă, n-aș fi în stare de așa ceva niciodată. Niciodată. Dar Dumnezeu le așează pe toate cu răbdare. Nici dumneavoastră, de câte am înțeles de la avocații mei, v-am zis, ei se tot uită și mai iau, mai fac, mai iau, mai adaugă, mai iau, mai adaugă. Eu zic să mai scrieți. Hai, bă, mai scrieți acolo, băgați la greu, așa, dar și pe, cum să vă zic, chiar în spațiu public scrieți, vă rog eu frumos. Băgați la greu texte, scrieți multe, 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 calomnii, minciuni, toate astea, că e bine așa. Faptul că nici această femeie din ce mi-a spus avocații mei nu le-a făcut jocul și au început să înjure că nu a cedat șantajului ordinar, înseamnă că funia se apropie de, cum era aia în român, e o expresie populară, se apropie funia de par sau ceva de genul ăsta. Se apropie sfârșitul unor, cum să vă spun, sfârșitul juridic pentru anumite persoane. O să vedeți. Bun, asta despre grupul ăsta de infractori care au crezut ei că fac rahatul praf și au făcut de n-am mai putut. N-au făcut nimic. Dimpotrivă, am ieșit mai întărit, mai puternic, mai decât oricând. Da? În ceea ce privește afirmațiile pe care le-am văzut astăzi, sunt niște măscării ale lui Dincă. Gheorghe Dincă, v-am spus și ultima dată, este un tip inteligent. L-am ascultat pe Gheorghe Dincă. Acum nu pot să vă spun în ce conjunctură l-am ascultat. Nu pot, că n-am cum. E treaba a mea și nu, nu și cam atâta. Dar Gheorghe Dincă nu este tot prost. Este un tip inteligent. Aiurelele pe care le-ați văzut astăzi sunt niște aiureli din ciclu Hai să facem spectacol la televizor. Din ciclu, hai să facem spectacol. Nu, Dincă nu ne-a spus, n-a spus nimănui. Rețeaua, ce rețea? Dincă spune ce vrea el. Spune și adevăr, spune și minciună. Spune și lucruri reale, spune și aberații. Adică, din punctul meu de vedere, din tot ceea ce știu despre ce a spus Dincă până acum neoficial, da?
Eu am înțeles așa, că Dincă este un tip care are foarte multă logorie, foarte multă legărie. A, vorbește mult, dacă îl pui să vorbească, nu se mai oprește. Tot Dincă este un tip care în acest moment vrea să-și ia o pedeapsă mai mică. Ascultați-mă pe mine. Și atunci începe să vorbească numai ce îi convine lui. Ce e în avantajul lui? Asta cu, domne, spune el rețeaua. Ok, ne-a mai spus o dată rețeaua, și s-a dus cineva să verifice ce adică a spus niște nume de persoane. Gheorghe Dincă, din punctul meu de vedere, își va proteja familia, ca să ne înțelegem. Da, doamna Marinela Șerdan. Face ce vrea cu autoritățile și mai nou crede că se joacă și cu familiile. Eu vorbesc de noi. În fiecare săptămână, el mai spune câte ceva. Sigur, nu la televizor. Dar e băiatul ăla bun, înțelegeți? Păi cum, domne, s-a ard eu pe cineva acolo? Și parcă vorbește de o căpiță de fân. Parcă vorbește de o căpiță de fân. Cum, domne, s-a ard? N-am ars eu, domne, pe nimeni acolo. Lăsați-mă, domne. Are un limbaj din ăsta de persoană ciudată, care și-a stabilit așa un ritual verbal, are, cunoaște chimie, fizică, explică procedee. Dincă este în acest moment în faza în care a fost abandonat de stat și încearcă să se joace prin familie sau prin familii pentru libertatea lui. Deci, Dincă, spre uluirea mea, chiar vrea să scape. Eu nu spun să nu scape dacă e nevinovat. Dar pentru că a răpit-o pe Alexandra, pentru că a bătut-o și a violat-o, și lucrurile astea nu le-a negat, eu îi doresc să nu iasă în veci, dar în veci, din pușcărie. Pe mine, Dincă, nu mă păcălește. Eu sunt un om care are foarte multă rațiune. Acest om nu merită să iasă din pușcărie nici măcar o secundă. Și eu cred că este învățat de unii ce să spună, ce să facă. E folosit politic în funcție de conjunctură. A fost folosit politic în timpul campaniei electorale când, ce să vezi, nu spunea nimic. Nu spunea, deci dacă atunci scotea vreun cuvânt pe gură și zicea nu le-am omorât eu, ia gândiți-vă care era impactul. Nu? A doua zi după campanie. Deci după ce s-a terminat campania electorală, a avut o revelație, Dincă. Și a zis că nu le-a omorât el. El nu le-a omorât. Păi bine, băi, Dincă. Cine te-a oprit? A, păi că mă amenințau. Păi și acum te amenință? Să înțeleg că gata, s-a terminat cu amenințările? Asta zic că eu iau sub rezervă ce spune acest individ. Este, din punctul meu de vedere, un om foarte parșiv. Foarte parșiv. Foarte parșiv. Spune adevăruri, nu zic că nu. Da? Povestea cu butoiul a explicat-o științific. Deci atât cât am putut eu să înțeleg, aproape că o explica mai bine decât oamenii de știință. Cum nu se putea să ardă acolo un corp uman. Deci rămânea în mască, cum explica Dincă lucrul ăsta. Pe de altă parte, nu înseamnă că nu spune adevărul, că nu le-a omorât. Că asta este la mintea cocoșului. Ba mai mult, pot să vă spun că Dincă i-a transmis domnului Moldovan, dar cred că a pus și în scris. Despre conjunctura în care a dispărut una din fete.
Eu o să las totuși ca lucrurile astea să se spună în instanță și din instanță să iasă la public. Nu o să le spun aici. Prin ce a trecut una din fete înainte de a fi răpită este greu de imaginat. Foarte greu. Mărturia lui Dincă poate să valoreze ceva sau poate să nu valoreze. Dacă le coroborez cu alte fapte, valorează. Adică unele detalii pe care le dă sunt verificabile. Și le-am verificat. Spre disperarea și tragedia unora, le-am verificat. Și din păcate ce a spus el se verifică. Una dintre fete a trecut prin niște momente foarte grele. Ani foarte grei. Și îmi pare tare rău pentru ea. Însă aceste mici adevăruri pe care le spune Gheorghe Dincă sunt oprite de minciunile pe care le spune. 1. Domne, eu nu știu când n-am... Mi-au luat-o. Mi-au luat-o, domne, mi-au luat-o. Și cum ți-au luat-o, mă? Păi mi-au luat-o, domne, mi-au luat-o. A venit peste mine, m-au bătut, m-au legat și mi-au luat-o pe Alexandru. Bă, Dincă. Dragii mei. Poate că tu îi consideri pe cei mai mulți proști. Nu suntem toți proști. Faptul că tu acum vrei să explici cum tu de fapt ai vrut să le iei pentru a face sex cu ele, dar de fapt au venit unii peste tine că aveau o datorie, niște chestii astea pe care nu se leagă dincă. Se leagă pentru aia care vor să creadă. Eu unul nu voi crede minciuni. Avea o datorie la tine, tu te-ai gândit mai bine și să vezi că ți-au răpit-o, ți-au luat-o. Cum ți-au luat-o din din curte? Tu ești dita mai namilă de om. Cine te-a bătut? O femeie cu un bărbat? Cum le-a zis la ăștia? Erau două. Nu, Codruța. Nu mai contează. Le-a dat el numele acolo. Cum te-a bătut o femeie și cu un bărbat? Adică pe bune acum, mă, ne crezi proști? Te crezi chiar idioți? Deci tu ești unul de 100 ceva de kilograme care a lovit-o pe Alexandra de a căzut lată și pe tine te bătea unul cu una? E, uite, eu nu cred asta. Eu cred că tu le-ai traficat. Pe amândouă. Sigur, după ce și-a făcut poftele unii cu ele. De ce Dincă nu spui și asta? De exemplu, există acel martor pe care l-am adus eu la Dicot și Dicotul l-a scos nebun. N-aveam ce să-i mai fac pentru că, mă rog, așa a hotărât parchetul. Știți ce a spus acel martor din Caracal? Că 11 persoane au făcut sex cu una din fete. Din Caracal. Printre care și el lăsa să se țeleagă omul. Și avea remușcări grave. Declarația acelui om nu se regăsește la dosar. Raj, da, raj, despre Raj e vorba. Martorul Raj din Caracal. Un om care a fost de bună credință și este de bună credință și pe care l-au trimis repede să-și scoată certificat de nebun ca să nu mai fie valabilă mărturia lui, nu? Și atunci îl întreb eu pe Dincă, pentru că n-am niciun respect. Unii au început să-l respecte. Dom'le, nu, stai, dom'le, că uite, spune adevărul, dom'le. Nu spune adevărul. Sau dacă spune adevărul, îl spune pentru că vrea să scape. Să-și protejeze familia de infractori și să scape. Atât. El nu are altă treabă. Sau să iau pedeapsă de asta de 3 ani, 4 ani cu suspendare, nu cu suspendare, cu jumătățirea pedepsii care peste 65 de ani și să-și vadă de viață după aia, să mai răpească. Mai așa alte fete după aia, să mai... Nu? Că de dacă rămâne doar răpirea și violul și astea, mai știi ce aiurel mai, cu ce aiurel mai vine el să inventeze și ce gândește judecătorul în ziua aia, poate se trezește cu alte gânduri. Din punctul meu de vedere, dragii mei,
Gheorghe Dincă a făcut un teatru de cea mai josă speță și îl face în continuare. Amestecă adevărul cu minciuna, mai spune cât un adevăr, mai spune cât o minciună, dar uite, eu îl întreb direct. Și sper să am ocazia să-l întreb și în instanță. Îl cunoaște Păraj? Păraj din Caracal îl cunoaște Dincă? Raj a fost vreodată la Dincă acasă, pentru că Raj a descris exact cum arată curtea lui Dincă, până să intre poliția să explice, până să... Dacă da, au mai fost și alte persoane care au făcut sex cu fetele astea? Care le-au violat? Dacă nu, hai să-i punem la detectorul de minciuni și pe Raj și pe el. Sigur, parchetul se va opune, avea o rezistență masivă. Întrebarea e simplă și foarte clară. Ce motiv avea Raj să mintă când se autoincrimina? Deci, el avea cunoștință despre niște fapte, participa la niște fapte, dar venea să spună. De ce? Pentru că avea niște mustrări de conștiință. Eu așa am înțeles de la Raj, că avea niște mustrări de conștiință și, mă rog, era tot transpirat și mai știa cum să mai explice niște lucruri. Păi, de ce domnul Hoenache? Păi, dar mai sunt fraieri să spun. De ce să spun? Nu. No. Alea importante? Nu. No. Unii s-au folosit de informațiile publicate sau date public pentru a-și face apărarea. Inclusiv grupul ăsta infracțional. Nu. No. Spunem că trebuie. Mai bine să se trezească într-o altă conjunctură decât să spun. Dar de ce să spunem public? Bun. Repet, bombele astea. Informație bombă! Rețeaua lui Dincă, este rețeaua lui Pește. Dincă nu o să spună niciodată adevărul. Și cele patru nume pe care le-a dat, eu nu le cred. Nu le cred. Eu sunt curios de ce era invocat. Deci Gheorghe Dincă la ultimul termen. Deci am rămas mască. Gheorghe Dincă, la ultimul termen, a cerut audierea a doi politicieni. Femeie și bărbat. Deci, reține ce... Femeie și bărbat. Cred că cei mai puternici politicieni în România la un moment dat. De ce a cerut Dincă audierea lor? Ok, a refuzat instanța să fie audiați. Nici instanța nu înțeleg de ce a refuzat, că a refuzat să-i audieze și pe polițiști și pe procurori, a refuzat pe toată lumea, m-a acceptat pe mine, perfect. Dar de ce a vrut el să fie audiată persoanele alea? Nu pot să vă dau numele, nu. Credeți-mă, ați rămâne mască. Deci, blocați. De unde cunoaște el persoanele alea? Politicieni, vă spun, la un moment dat conduceau România. Deci conduceau țara. Și nu cu mult timp în urmă. Instanța a hotărât că nu. Așa că sunt pe live. Așa. Așa că cum să vă explic eu? Sunt multe semne de întrebare la jocurile pe care le face Dincă în perioada asta. Eu nu fug după fentă. Unii mai fug după fentă. Nu, nu, nu. Nu, culmea, nu sunt ăia. Doamna Mariana. La asta mă așteptam și eu. La ei m-aș fi așteptat și eu, că sunt din zonă, sunt de acolo. Nu. Nu, n-aveți cum să ghiciți. Deci, și eu am rămas perplex. Că deci Dincă n-a cerut audierea altor martori. El a vrut doar ăștia doi. Doi politicieni. O femeie și un bărbat. Ia uite și contul ăsta fals. Ce curios e Pamela Cosa. Uite, dar poți să dispar de pe live-ul meu. Că uite, eu sunt relaxat. Nu o să-ți spun. Ce faci?
Jucăm altfel acum. Jucăm altfel de ceva timp. E mai bine să vezi un rezultat palpabil decât discuții pe live, la televizor, aiurel, vrăjeli. De asta zic că aiurele pe care le vedeți zilele astea, mamă, ce a devoalat din, că a zis rețeaua, a zis pe dracu. Mă scuzați de expresie. N-a zis nimic. A zis ce vrea să audă familiile, a zis ce vrea să audă poporul. Nu știu, domnul Dragomirescu, în viziunea lui, da. Și în viziunea lui Dincă, din moment ce a cerut să fie audiat acele persoane, bănesc că da. Aveau legătură. De unde să știu? Deci, la instanță, când deja se judecă această cauză, când propui martori, propui pentru a aduce mai multe date. Da? E, nu știu dacă avea legătură cu răpirea, dar de ce a vrut el să fie audiat persoanele alea? Deși de ce tocmai alea? Deci, domnule, nu, nici măcar nu sunt aia, nu sunt politicieni de old pe care îi cunoaște de când s-a născut el. Nu sunt în Dolj. No, credeți-mă. Ai, pentru mine aia a fost o chestie, m-a lăsat mască, pentru că mi-a arătat ce jocuri fac unii pe seama Alexandrei și a tragediei, Alexandrei și a familiei. Scot tot felul de știri, hai că am mai zis Dincă o treabă, am mai zis o dudă, păi cum ar fi să spun eu acum ce a spus el despre o familie? N-ar fi frumos, nu? Eu zic că mai bine se constată lucrurile în instanță, în altă parte, dacă e adevărat, dacă nu e adevărat, eu zic să ne abținem de la alte comentarii. Am vrut doar să vă spun că eu unul mă bucur că a început să vorbească și să spună o parte din adevăr. Dar omul amestecă adevărul cu minciuna. Amestecă adevărul cu minciuna într-un mare fel. Într-un mare fel. Se joacă el cu toată lumea, sună, înțelegeți, din pușcărie. Nu comentez mai multe, doar că acest om, dacă ar fi fost de bună credință, nu ne-ar fi dus cu preș. Nu ne-ar fi dus cu preșul un an jumate. Acum fetele erau acasă. Sau unde le era bine. Faptul că vine cu tot felul de aiureli, de-astea așa, de te doare capul cu toată, că nu știu care ciobanul de la poliție de aici e implicat în răpire. Pă bune? Nu știu, o fi, dar mai concret așa ce probe? Adică cum s-a întâmplat asta? I-ai dat-o tu, Dincă, lui Ciobanu? Cum s-a întâmplat? Și cum a luat-o pe Alexandra? Cum te-au legat ăia, te-au bătut? Cum ți-au răpit-o? Sau tu, de fapt, ai făcut trafic? Tu, Dincă, ai făcut trafic? Da. Mai multe nu discutăm acum. Am niște restricții foarte clare de la avocații mei, pentru că sunt mai înțelepți decât mine. O, păi cum să nu? Cei de la știri au spus că sunt în Italia. Că spunea cumpănașul de Italia. No, mă rog, nu știu ce știu ei de Italia, ce nu știu de Italia. Când spuneam eu de Italia, mi-explicau cei tot de la televizor, domne, a fost comisie rogatorie. Bun, pe mine cu știrile lăsați-mă. Deci, în momentul în care dai cumpănașul racolează eleve și este fata mea de 10 ani într-un clip, dacă mai poți să mai ai încredere în vreo știre, eu îmi fac cruce. Haideți, lăsați-mă prostiile astea. Când pui titlul
cum zice, de genul, habar n-am, urmează minorele lui Cumpănașul și apar două, astea, două individe de 30-40 de ani, când pui, nu, haide să nu ne mai jucăm, eu nu mai aud după nicio știre. Nici una, nu mai aberații, nu mai tâmpenii, nu mai aiureli. Pentru rating, 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 rating. Ați înțeles? Și pentru că unii se fac niște interese în perioada asta. Trafichează informația, mai se pun și ei bine cu unii jurnaliști, mai nu știu ce, mai... Uite că eu n-am vrut să mai pun bine cu niciun jurnalist și n-am mai dat nicio informație din ceea ce știu. Dar în rest, atât, spectacol. Sau vi se pare că dacă se dă la televizor că este în Italia, Alexandra, gata, autoritățile române sunt în limbă. Nu mai știu de unde să apuce, să ducă repede. Hai să fim serioși. Să fim serioși. Ceea ce știu eu, știu pentru mine și atât. Bun. Asta vreau să vă transmit. Vă doresc o seară și o zi liniștită. Iar în ceea ce privește școala, sunt extrem de curios și de nerăbdător să vedem ce au hotărât la Cotroceni, pentru că nu e de joacă. Nici pentru părinți, nici pentru elevi, nici pentru profesori. Nici pentru profesori. Problema e ce facem. Mergem la școală cu orice risc sau nu? Aștept să văd și eu ce decizie au luat. Pentru că am și eu copii care trebuie să meargă la școală. În rest, îi mulțumesc încă o dată pentru verticalitate, chiar dacă n-am ținut legătura, și seriozitate. Atât doamnei Sabetrat, cât și unei alte doamne care înțeleg că n-a căzut în plasa șantajului unor ordinari nenorociți care vor plăti cum nu aveți idee. Doar trebuie să am răbdare, eu și cu noastră, cei care sunteți alături de mine. Da? Doar trebuie să aveți răbdare. Iar lucrurile cu răbdare se fac. A, așa, vrăjeală pe live, pe... Nu, la televizor nu mă interesează. Pe mine mă interesează ce se va întâmpla în alte părți. A, era să uit. O mai țineți minte pe fătuca aia, ca minoră, videochatista, care de fapt este dita mai ființa umană și are și, cred că, copil de 14-15 ani? Unde lucrează? Unde lucrează ea acum? Dacă cineva știe să-mi spună de aici unde lucrează, ia să vedem. Ghiciți! A, și până ghiciți dumneavoastră unde lucrează videochatista care a plecat amenințată de cumpănașii din România, mă rog, pe frizeriță, frizeriță, doamna comanda, unde lucrează? Nu la stradă, nu. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu cred că, sincer, n-ar face un ban acolo, adică... Bun. Până când ghiciți noastră unde lucrează, la cine, și vă spun eu la final, vă pot spune altceva. Domnul, cu ghilimele, jurnalist, pe care deja doamna Sabetrad l-a identificat ca fiind un impostor, n-are nicio treabă cu jurnalismul, deci o femeie l-a căutat pe acolo. Se laudă, deci ce preocupare are asta? Ce preocupare are asta? Că face un film despre Alexandra, cu Netflix, are contract, are pe naiba, n-are cu nimeni, a verificat peste tot. Dar pe el, dar oamenii ăștia doar la bani să gândesc? A? Doar la bani vă gândiți? Dar cu familia are ceva de spus în povestea asta? Cum îți permiți? Cum ți-ai permis să vorbești despre așa ceva?
să faci bani pe seama Alexandrei. Cum ți-ai permis să vânturi tot felul de nume? Da? Stai, nu știi că le-am scris eu și la Netflix și la alții. Cum ți-ai permis să faci asta? Alexandra aparține doar părinților ei. Da. Nu lucrați la niciuna zi de bătrân. Doamna lucrează la... Știți că a apărut la un moment dat un frustrat, un soț frustrat. Nu știu deci din ce vină, nu e treaba mea, nu mă amestec eu. A apărut la televizor să spună că e supărat că nevastă sa, că eu am vorbit cu ea. E, acel cetățean, cred că Nelu îl cheamă, din Roma, a apărut pe la televizor să mai proaște și eu cu noroi că n-am ce să fac. De câte am înțeles, această doamnă lucrează ca frizeriță la coafiorul doamnei, soției acestui domn. Care soția acestui domn a fost foarte, s-a declarat foarte ofuscată la televizor. Dar dacă o să public o poză care este publică, deci nu este privată ca să fie, vai, o șantajeză. Nu. O poză publică făcută în hotel, nu, cu tot, acolo, grămadă, în Italia, cu toți grămadă. Din atitudinea doamnei, chiar o să o fac. Dumneavoastră ce o să înțelegeți? Eu veți înțelege multe din atitudinea acelei doamne atât de revoltate. Eu înțeleg că ești frustrat ca bărbat când ești emasculat sau când ești pus la index de soția ta de față cu alții. Dar mie mi se leagă niște lucruri. Mi se leagă niște lucruri și dacă această minoră fii videochatistă cu ghilimele minoră. Femeie, toată firea. Așa, auzi tu la stradă. La stradă nu face nici 5 euro, doamnă. Lăsați-mă cu strada, că nebunesc. O fi, nu știu ce face. Da. Dar, din câte am înțeles, lucrează la acești domni. Să fie o coincidență? Eu zic că nu. Mai știm și noi. Chiar dacă voi credeți că nu, dar aflăm multe. Bun. Vă doresc la toți o zi plăcută. Voi mai intra cu noastră să discutăm despre educație, sănătate. Apropo de sănătate, a ars la Piatra Neamț, nu? Ne-am agitat atunci. Dumneavoastră realizați că între timp au mai ars 4 spitale? Nu? Parcă Pantelimonul, CFR-ul, Matei Balș, parcă a mai fost unul. La Universitar, parcă ceva, nu? Dom'le, eu stau și mă întreb. Ce urmează? Adică ce mai urmează să întâmple în țara asta? Adică cum să-i condamne pe oamenii că stau acolo prin străini? Săraci și duc traiul cu greu. Dar greu, pentru că nu e vorba doar de bani aici. E vorba de multe lucruri la un om ca să poată trăiască normal. Bă, cum să mai vină? Cum să mai vină mă ia acasă? Să vină acasă la ce? La ce să vină? Pentru ce să vină acasă? Bă, eu chiar vă încurajez. Stați fraților acolo. Dacă puteți. Dacă mai rezistați psihic. Stați acolo. Aici acasă vă așteaptă șomaj, vă așteaptă cenzură, vă așteaptă o colcăială de asta socială în care toată lumea face pe mironosița, dar de fapt ei sunt, mai, ar trebui să ardă în iad. Da? Cum făceau mie morală, domne, dar nu se poate ca să vorbești cu o femeie. Băi, vorbesc ce vreau eu cu femeie, nu ce vrei tu. Iar grija mea, dacă mi-o duce soția, nu mi-o duci tu. Dar noi avem 90% care înșeală, astea sunt cifre oficiale, 90% care și-au înșelat soțul în țara asta, plină de, vai, nu se poate, vai, cum să, nu, dar nu pot, refuz să cred. Ei, na, serios? Cât o mai ținem așa cu șmecherala și cu falsa pudoare și cu falsa, zic și eu.
90% dintre femei și dintre românce și-au înșelat soțul cel puțin o dată. Mamă, dar să vezi ce jupeau părul din cap acum o săptămână unii. Unele. De asta zic că societățile asumate, în care ea spun, da, domne, uite, olandezii, nu știu care, noi așa vrem să trăim. Noi vrem prostituție, noi vrem nu știu ce, noi vrem, ok. Tu nu-i pe aia respect. Pe ăștia de aici nu pot să-i respect o parte din ei când ei vin și spun, eu sunt credincios, domne, deci eu nu pot să, eu n-am, dar l-am prins pe preot cu pantaloni în vine. Ce societate e asta? Vai, nu se poate, ne rupem cămașa după noi, ce-a făcut cumpănașul. Băi, stai puțin, că dacă vreți, discutăm despre voi. Eu măcar, orice am făcut, mi-am asumat. Dacă am greșit cu ceva, dacă n-am greșit, e treaba mea și a familiei mele. Dar ce facem cu... Ce facem cu falsa... Cu ăștia falși care se dau loviți? Inclusiv cu cele două care vorbeau aiurel și cu cele trei, că am mai uitat una pe televizoare la 50 de ani în călduri. Au apucat-o și pe asta în călduri și își caută, da, de lucru, ca să fiu elegant. Vreți să vă scot moralitatea ăstora la iveală? Nu știu, adică puțin mai asumați așa, n-am putea să fim ca nație? Să ne mai dăm falși, să nu ne mai dăm. Bă, nene, ok, vrem să fim catolici, atunci hai să trăim catolic. Vrem să fim olandezi, hai să trăim ca olandezi. Vrem să fim austrieci, hai să trăim ca austrieci. Bă, noi nu vrem. Noi vrem să fim, să fim ca, noi vrem să părem că suntem ca austrieci sau nu nemții, că acolo e legalizată. Nu știu care țară. Noi vrem să părem că suntem ca o țară de asta sfântă, dar e colcăie de, cum să vă spun, de păcate. Păi atunci hai să nu mai arătăm cu degetul la alții. O zi plăcută în continuare și adevărul și forța să primeze, iar noi să ne facem datoria față de ceilalți, față de copiii noștri, față de familie, față de societate. Iar cel care ne judecă este unul singur și acela este Dumnezeu.